Prea iubiții noștri, Crăciun binecuvântat, cu pace în inimi, iubiților, astăzi nu vă mai țin o predică, v-am vorbit atât de mult, încât dacă ați face și 10% din cât știți, sunt sigur că ați merge bine pe calea Domnului. Așadar, două minute, vă spun două lucruri doar, ca să ajungă la inima voastră bucuria pe care eu o simt ca păstor al vostru. Am împărtășit cu tot potirul. Toți v-ați împărtășit. Pentru asta s-a născut Hristos. Ca să vi se ofere vouă. Accesul la Hristos este al tuturor. Magii de departe, căutătorii în stele, au fost călăuziți de stea și au venit la Iisus. Și cei de departe, și cei de departe de alte neamuri, de alte culori ale pielii, de alte culturi, au venit la Domnul. Și păstorii, oamenii simpli, care îl preaslăveau pe Dumnezeu, și atenție, noaptea era un veghe, că dacă dormeau, puteau îngerii să cânte oricât că ei sfărăiau. Dar iată-i că păstorii nu sfărăiau. Păstorii noaptea vegheau. Și atunci îngerii au cântat și au fost auziți de cei care erau în veghe. Fii în veghe și tu, căci iată Hristos te cheamă. Omul singur, iubiților, nu poate să meargă pe cale. Omul singur n-are în el acea dorință, acel dor, dacă nu îi dă Dumnezeu un semn în conștiință. Îți dă Dumnezeu un semn. Așadar, toată lumea s-a bucurat, numai Ierusalimul s-a cam tulburat. Când a auzit Irod că e o putere undeva, s-a tulburat că i-ar lua cineva puterea. Cine s-a bucurat? Cel care a căutat, coordonat fiind de o stea. Steaua este biserica, cea care ne duce la Hristos. Steaua pentru familia Dima, steaua este Ecaterina, care merge în fața lor spre mântuire. Steaua e suferința, steaua poate să fie o boală ta. Steaua poate să fie un profesor care te călăuzește. Steaua poate să fie duhovnicul. Steaua poate să fie mama ta, care te-a crescut și care te-a învățat de mic. Steaua poate să fie tata. Steaua poate să fie bunicul tău. Steaua poate să fie învățătoarea. Steaua poate să fie psihologa, psihologul sau psihoterapeutul. Steaua este călăuzirea către. Dar dacă steaua merge în față și tu faci dreapta sau stânga, steaua te duce unde trebuie. Stai sub stea, că iată, ei au stat sub stea și au ajuns la Hristos. Dar v-am promis că vă vorbesc puțin. Astăzi e timpul să mulțumiți stelei voastre. Sună-o pe mama ta și spune-i: să rămână mamă pentru tot ce ai făcut pentru mine. Cei care mai aveți mame, sunați-le, pentru că să vă pară rău după ce nu mai sunt. Am câteva credincioase care și-au pierdut mamele de curând și mi-a spus: părinte, simt că e în cer, dar aș fi vrut să-i spun pe gură că o iubesc. Cât le mai aveți? Cât mai aveți frați, surori, rudenii, familie? De ce este sărbătoarea familiei? Pentru că ne adunăm toți sub semnul iubirii lui Hristos. Toți avem acces la El. Așadar să ne bucurăm în această zi, să mulțumim în această zi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care El ni le dă și mai ales pentru darul de a ne ține pe calea mântuirii, în cele mai diferite moduri cu putință. Dumnezeu are stele și îngeri cât pentru tot universul. Fiecare om are o cale de a ajunge la El. Dacă nu vrei, e problema ta, dar Domnul te cheamă. Și prin conștiință, și prin gândul bun, și prin cultură, și prin cunoaștere, și prin absolut orice mijloc necesar pentru mântuire, El te cheamă. Voi, iubiții mei, ați răspuns chemării. Și sunt foarte bucuros că am împărtășit biserica toată și că am dat ultima linguriță din potir ultimei credincioase din biserică, prea iubitei noastre Noriașe, Nicoleta Buia, care a ținut neapărat să fie ultima. Probabil că ea știe cuvântul Domnului care spune: cei din urmă vor fi cei din tâi.
Așadar s-a așezat bine. Dar foarte interesant a fost când s-a uitat în potiri și a văzut potirul gol, a zis, dacă mai erau două persoane. Dumnezeu știe că potirul e mare și dragostea e mare și este potrivit exact cât trebuie. Și m-am bucurat să văd bucuria de pe chipurile voastre și că Hristos s-a născut în voi. De aceea a venit Hristos să vi se ofere și să vă ofere împărăția lui cea sfântă. Să vă bucurați după 40 de zile de postire. Să vă bucurați, dar să nu abuzați. Să vă bucurați de prieteni dragi cu măsură. Să vă bucurați de caltaboș și cârnați și alte porcării cu măsură. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Hristos a născut! Doamne ajută, dragii mei!